Săptămâna Mare este o lănțuire de evenimente extraordinar de dramatice și dense ca și învățătură. Iisus își pregătea ucenicii pentru marele eveniment ce urma să aibă loc în câteva zile. Moartea lui Dumnezeu pentru păcatele omului. Intrarea în Ierusalim a fost o explozie sinceră de bucurie și închinare. Numai că în spatele ei se ascundea o superficialitate costisitoare, dovedită chiar a doua zi. Smochinul blestemat. Marcu 11, de la 12 la 14. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. A zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. În ziua de după intrarea triumfală în Ierusalim, Iisus bleastămă smochinul neroditor. Ce vrea să ne vorbească această relatare? De ce autorul Evangheliei leagă cele două tablouri, intrarea triumfală și blestemarea smochinului? E bine, smochinul în Scripturi este simbolul națiunii Israel. După cum Iisus a venit la smochin ca să caute smochine, tot așa Domnul Iisus a venit la poporul său, a privit la el și nu a găsit roade. O nedumerire cu privire la acest incident o găsim în text. În versetul 13 ni se spune că nu era încă vremea smochinelor. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce Domnul Iisus aștepta roade dacă nu era încă vremea smochinelor? De ce? Pentru că roadele apar pe un pom cu multă vreme înainte de a fi gata, de a fi culese, de a fi bune de mâncat. Dacă smochinul nu avea fructe într-un stadiu incipient, ci doar frunze, nu avea cum să aibă smochine coapte la vremea culesului. Iisus vede că pomul are frunze, deci viață aparentă, dar nu are fructe. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, ne spune textul Scripturii. În alte cuvinte, pomul ocupa spațiu, dădea senzația de viață, dar era neroditor, nu își împlinea menirea. După cum înțeleg eu lucrurile, incidentul cu smochinul este tocmai interpretarea Domnului Iisus cu privire la intrarea sa triumfală în Ierusalim. Multă zarvă și vânzoleală cu privire la mine. O senzație de viață, dar din păcate fără rod. Până la urmă, acel Osana, mântuiește-ne, ne rugăm, se va transforma în răstignește-l. Mă întreb doar așa, cum o fi fost inima Domnului Iisus când călărea pe mânzul acela? Grea? Foarte probabil, pentru că știa ce urmează. Foarte probabil că strigătele Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, erau pornite din inimi sătule de opresiunea romană. Acel salvează-ne, ne rugăm, se referea la o eliberare politică, adică nu a găsit decât frunze. Interes pentru viața fizică, fără roade care să sature, roade veșnice. Oare această scenă nu cumva are și un mesaj contemporan pentru biserica din secolul 21? Și noi, astăzi, prea mulți dintre noi, vrem un Mesia făcut după chipul și asemănarea noastră. Ni-l creonăm după nevoile noastre, ni-l calibrăm după așteptările noastre, după stilul nostru de viață, în loc să fie exact invers. Ne facem un mântuitor convenabil după chipul și asemănarea noastră, în loc să ne modelăm noi după el. Și o altă aplicație tulburătoare are de-a face cu un alt adevăr. Smochinul simboliza poporul lui Dumnezeu, căruia i s-au făcut toate descoperirile.
căruia Dumnezeu i-a purtat de grijă și i s-a revelat îndeaproape. Și totuși n-a adus rod. Adică, poți să faci parte din poporul lui Dumnezeu cu numele, fără să fii cu adevărat al Lui. Aplicația pentru noi? Nu te ascunde în spatele numelui ce îl porți. Confirmă-ți numele ce îl porți cu trăirea ce o manifesti. Ascultarea de Domnul Iisus, adică trăirea vieții după normele Lui, este cea care te califică ca fiind al Lui. Nu un registru de membri, nici măcar un botez făcut în apă, ci ascultarea de El este cea care te califică ca fiind al Lui. Poți face parte într-o comunitate care are parte de descoperire divină, de îngrijire spirituală specială din partea lui Dumnezeu și totuși tu să nu ai nicio legătură personală cu Dumnezeu. Te poți ascunde în mijlocul turmei fără să fii al păstorului. Între cei peste 2 miliarde de creștini pe planeta noastră, o mulțime sunt creștini nominali, creștini care doar umplu spațiu fără să aducă rod. Și chiar între creștinii care frecventează bisericile, sunt oameni care doar au frunze, fără rod. Participă la serviciile bisericii duminică de duminică și atât. Caracterul Domnului Iisus Hristos nu crește în ei. Asemănarea cu El nu se vede odată cu trecerea timpului. Apoi citim în versetul 14. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: „Înviac să nu mai mănânce nimeni rod din tine.” Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Și acest fapt al Domnului Iisus este remarcabil. Acesta este singurul moment din viața Lui în care rostește un blestem. Blastemă și nu binecuvintează. Se pare că situația este gravă. Ce anume îl determină pe Iisus să blesteme? Învățătura este evidentă. Lipsa rodirii conduce la blestem. Nu ar fi putut Domnul Iisus vindeca smochinul? Cu siguranță că da. Toată natura îi era supusă. Am văzut aceasta în multe rânduri în lucrarea sa. Atunci, de ce n-a făcut-o? Pentru că smochinul era un simbol al lui Israel și curând pedeapsa urma să vină peste națiune. Nu în Evanghelia după Marcu, dar în celelalte evanghelii îl vedem pe Iisus privind peste Ierusalim, plângând și spunând. În Luca 19, începând cu versetul 42, de exemplu: „Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” Ce anume poate determina pe cel ce salvează să rostească blestemul? Pe cel ce mântuie să rostească blestemul? Lipsa rodirii din pricina respingerii vorbirii lui Dumnezeu, adică a soluției Lui la păcatele noastre, Domnul Iisus Hristos, este extrem de gravă. Respingerea lui Iisus Hristos conduce inevitabil la blestem. Iisus a fost atât de clar și restrictiv în același timp. El a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.” Apostolii au fost cât se poate de clari și exclusivi cu privire la acest adevăr. Respingerea lui Iisus Hristos conduce inevitabil la blestem. Ascultați pe apostoli, Fapte, capitolul 4, versetul 12. „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți.” Dacă asculți acest mesaj și nu te-ai împăcat cu Domnul Iisus, nu L-ai primit ca și Domn și Mântuitor, nu îți trăiești viața în ascultare de El, dacă Domnul Iisus nu găsește decât frunze
când se uită la tine. Doar faci umbră pământului. Ești lipsit de rod spiritual. Trebuie să știi că urmează blestemul. Lui Iisus nu-i mai rămâne nimic altceva de făcut decât să-ți dea ceea ce ai cerut o viață întreagă. Pedeapsa veșnică și conștientă. Și dacă cumva te întrebi, cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită păcătoșii în iad? Îți pot răspunde. Nu îi trimite. Ei se oferă voluntari. Toți cei ce merg în iad aleg să fie acolo. După ce o viață întreagă ai respins soluția lui Dumnezeu la păcatele tale, după ce o viață întreagă ai cerut să mergi în iad, practic, respingându-L pe Hristos, ai cerut să mergi în iad prin refuzul tău de a asculta de El, ai cerut să mergi în locul acela prin ignoranța ta sau refuzul de a cunoaște, prin superficialitatea ta, refuzul de a căuta adevărul, de a îl cunoaște și înțelege. Dumnezeu nu are decât să-ți respecte decizia și să te lasă să mergi acolo unde ai cerut o viață întreagă. Chesterton spunea că iadul este marele compliment al lui Dumnezeu făcut libertății umane și demnității alegerii sale. În alte cuvinte, este ca și cum Dumnezeu ar spune: respect atât de mult libertatea ta de alegere, încât nu te voi constrânge să mă urmezi. Te prețuiesc atât de mult, încât nu te voi obliga să mă asculți. Ai putea spune, nu-i drept? Eu cred că este drept și onorabil. Ce altceva îi cer lui Dumnezeu să facă? Să-ți șteargă păcatele și să-ți dea cu orice preț șansa unui nou început? El a făcut-o deja. Tocmai acest lucru l-a făcut la Calvar. Ce-i cer lui Dumnezeu să facă? Să te ierte pur și simplu? Dar tu nu vrei să fii iertat. Nu-ți ceri iertare și nu vrei să asculți de El. El vrea să te ierte, dar tu respingi iertarea Lui în termenii Lui. Ce-i cer lui Dumnezeu să facă? Să te lase în pace? Ei bine, mă tem că Dumnezeu tocmai asta face. Iadul este locul unde Dumnezeu te lasă în pace. Definitiv. Intrarea în Ierusalim poate constitui pentru tine intrarea Domnului Iisus Hristos în inima ta. Lucru care te va scuti de a fi lăsat în pace. Definitiv. Despărțit de Dumnezeu pentru veșnicie.